Libertatea de alegere pe care Dumnezeu ne-a dat-o ne așează în furca edenică și de aceea viața este o continuă alegere între o împărăție și alta, între un Dumnezeu și altul. Cu alte cuvinte, avem două oferte. Oferta din partea Domnului să domnim împreună cu El și oferta din partea șarpelui sau diavolului, mințindu-ne că vom fi ca Dumnezeu și oferindu-ne pâine albă și oferindu-ne putere și măreție și domnie peste toate familiile sau toate împărățiile pământului, cum l-a ispitit și pe Domnul Iisus Hristos. Deci toată viața este o alegere. Și după masa aceasta aș încerca să fac o paralelă între 1 Samuel și 1 Cronici. Pentru că noi suntem undeva pe linia împăratului apostat, pe linia lui Saul, și în 1 Cronici un alt împărat se așează pe scaunul de domnie al Domnului, din păcate termină aproape ca Saul și el. Dumnezeu îi mai dă un ultim har lui Solomon, dar sunt câteva personaje care repetă această istorie. Adam, Saul, Solomon și probabil de-a lungul istoriei mulți alții ca ei și dintre noi. Data trecută am vorbit despre drumul înstrăinării lui Saul de Dumnezeu și dacă parcurgi repede narațiunea, naratorul începe să-ți comunice prin capitolele care le înșiră în carte. În capitolul 9 este ungerea lui ca împărat, în 10 este confirmarea lui prin sorți, în capitolul 11 validarea lui în luptă cu Nahașamonitul, iar în capitolul 13 este lepădat, după cum țineți minte. Și atunci când vezi, mai ales înghesuit într-o narațiune, 2 ani din viața unui om, te întreb, nu cumva s-a grăbit Dumnezeu, s-a pripit să-l lepede pe Saul? Dar aduceți-vă aminte că Dumnezeu rămâne împăratul lui Israel, chiar dacă nu pe tine, ci pe mine mă leapădă, spune lui Samuel, când Samuel se întristează. Toți știau de faptul că Dumnezeu din start, din veșnicii, a gândit pe om ca împărat. Toți știau lucrul acesta în textele Genesei și pe urmă elementul ăsta îl găsim repetându-se în Pentateuc și apoi în Judecători. Dar Dumnezeu, pentru că este și rămâne Dumnezeu, El ar fi dorit o monarhie teocratică, adică o monarhie subordonată autorității, puterii, programului, slavei și cheltuielilor lui Dumnezeu, pentru că El ține întregul univers prin puterea Lui. Dacă plec de la această afirmație, o monarhie teocratică, atunci să fii chemat să șezi pe scaunul de domnie al Domnului sau să fii coregent cu Dumnezeu și să consulți maestatea sa satanică, mi se pare o contradicție în termeni. Cu alte cuvinte, Saul era cu Dumnezeu pe limbă și în fapt vorbea cu duhurile necurate, călcând porunca lui Dumnezeu. Depinde ce spunem despre cel care îi se arată prin vrăjitoarea din Endor. Dar Dumnezeu l-a gândit pe om să fie coregent cu el și vom vedea un pic mai târziu lucrul acesta. Cu alte cuvinte, noi putem alege să fim robi sau stăpâni. Da? Și putem fi robiți alergării de fiecare zi. Dumnezeu ne-a pus pe pământ să stăpânim, să administrăm pământul, dar dacă pământul ajunge să ne stăpânească pe noi, atunci suntem încovoiați într-un fel, biruiți de cel rău și devenim robii lui, promovăm interesele lui pe pământ. Dar să fii coregent cu Dumnezeu și tu să ceri sfat de la o vrăjitoare, de la maestatea sa satanică, mi se pare că este un lucru intolerabil pentru Dumnezeu. Dar să vedem despre ce este vorba. Și am sărit în capitolul 28 din Samuel și aș citi în primul rând primele 8 versete. Dar în primele 3 versete, narratorul creionează un cadru. Și cadrul are câteva părți. Ca să înțelegi ceea ce se întâmplă, el vine și recapitulează anumite lucruri. Pe de altă parte, el vine și așează scena pentru ceea ce va urma. În versetul 1, filistenii pornesc un război împotriva lui Israel și de data aceasta, după foarte multe înfrângeri, își adună o armată ca nisipul mării, cu cai și călăreți și elementul acesta cu siguranță surprinde pe
Israeliți, ce s-a întâmplat între timp? Între timp, după capitolul 26, când ia sulița și culciorul cu apa lui Saul din cort când dormea și pe urmă îl strigă de pe celălalt deal, pe Abner, practic David răspunde lui Saul, pentru că Saul îi spune: tu ești fiul meu, tu ești mai bun ca mine, vei face lucruri mari, Domnul este cu tararara. Și David deja îi cunoștea inima, își dădea seama că nu mai poate avea încredere în el și el își pune încrederea în Domnul ca să-l izbăvească de orice nenorocire. Ăsta este răspunsul lui. Cu toate acestea, te întrebi, dacă și-a pus încrederea în Domnul, de ce fuge la Chiș și face pe nebunul înaintea împăratului? Mai ales că în momentul când ajunge acolo, nu uitați, era singur. După discuția cu Ionatan, în care Ionatan confirmă intenția tatălui său că dorește să-l omoare pe David cu orice preț, și el și slujitorii, a dat pe față deja toată povestea asta, nu mai ascundea în inima lui. David de unul singur fuge în Gat. Și slujitorii împăratului spun: nu este asta despre care cântau femeile? Saul a omorât miile și David zecile de mii și el se sperie. Și face pe nebun, o zgârie ușile și Chis zice: luați-l pe nebunul acesta, n-am eu destui prin casă. Mm-hmm. Și el se întoarce înapoi, pentru că își dă seama că nu știe dacă are viață lungă la Chis. Dar naratorul se are peste episoade și nu știm exact cum anume a câștigat respectul lui Chis și încrederea lui Chis. De data aceasta el s-a întors cu 600 de oameni, cu toți cei care s-au adunat la el în pădurea unde vine și Ionatan să se despartă, să înnoiască legământul între cei doi. Și cu 600 de oameni, David era o forță militară și Chis zice: mă pot folosi de ei. Și de aceea, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-ne un loc să stăm o cetate și dă țiglagul. Și țiglagul rămâne al lui Iuda, spune naratorul, până în ziua de astăzi. Deci el se așează în țiglag cu nevestele, dar atunci când filistenii au pornit război, Chis zice: nu, vii cu mine și tu îmi vei păzi capul meu. Ești bodyguardul meu într-un fel, tu și oamenii tăi. Și David îi spune, versetul 2, dar să citim primul verset cel puțin. Pe vremea aceea, filistenii și-au strâns taberele și-au făcut o oștire ca să pornească cu război împotriva lui Israel. Achiș a zis lui David: să știi că vei veni cu mine la oștire, tu și oamenii tăi. David a răspuns lui Achiș: ei bine, vei vedea ce va face robul tău. Și Achiș a zis lui David: de aceea te voi pune păzitorul capului meu în tot timpul. Oh, când creonează cadrul, stai și te întrebi ce o să facă David. David era israelit, se bătuse de zeci de ori cu filistenile, produse pagube imense ca să o ia pe Mical, să o duci și omoră 200 de filisteni, să le ducă pe puțurile lui Saul, știi, să se dea viteaz înaintea lui. Iar acum el vine cu oamenii lui și cu toată tabăra filistenilor să lupte împotriva fratelui său, probabil, sau fraților săi, care de obicei erau înrolați în armată, în oastea lui Saul. Deci o poveste complicată. Și David, pentru că își dă cuvântul, întrebare este: cum va scoate cămașa, din cum va lucra Dumnezeu în toată această situație. Acum, alte câteva elemente legate de cadru. În primul rând, Samuel murise și a fost îngropat la Rama, da? Murise și a fost îngropat la Rama și tot poporul a plâns. Dar povestea asta ne-a spus-o înainte. Dar de ce l-a duce aici? Pentru că vom ajunge în Endor și vrăjitoarea sau mediumul respectiv va chema pe morți și Samuel este chemat de Saul. Și atunci noi trebuie să știm că el este mort, chiar dacă am uitat ce ne-a spus în capitolele precedente. Pe de altă parte, un alt element este legat de Saul. Deci am filistenii, am pe Achish, pe David, am pe urmă pe Samuel și faptul că el este în lumea de dincolo și pe urmă Saul. Îndepărtase din țară pe cei ce chemau morții și pe cei ce ghiceau. Cu alte cuvinte,
Saul trebuia să știe ceva despre poruncile și așteptările lui Dumnezeu și când citești viața lui, vezi cum amestecă tot timpul neascultarea cu ritualuri și cu aparente ascultări de Dumnezeu. Și asta era o poruncă foarte clară din partea Domnului și Saul o respectă și alungase din țară, nimicise, spune femeia din Endor, pe toți cei și cheamă morții și pe vrăjitori, ghicitori, pe cititori în stele, pe visători, pe descântători, toți acești trebuiau nimiciți. Ei, ăsta este cadrul cu aspectele pe care naratorul le aduce înaintea noastră. În versetele 4 la 6, reflectorul se așează pe viața lui, pe inima lui Saul și frica lui Saul este scoasă în evidență. Versetul 4. Filistenii s-au strâns și au venit de au tăbărât la Sunem. Saul a strâns pe tot Israelul și au tăbărât la Gilboa. La vederea taberei filistenilor, Saul a fost cuprins de frică și un tremur puternic i-a apucat inima. Cuprins de frică și un tremur puternic i-a apucat inima. Atunci când frica pune stăpânire pe noi, dragii mei, luăm cele mai proaste decizii din lumea asta. Când inima ți este prinsă de un cutremur, atunci întinzi mâna în stânga, în dreapta, pentru că nu mai știi ce să faci. Și fricile astea pot fi de foarte multe feluri. Mă întreb, de ce Hristos a venit ca să ne izbăvească de frica morții? Frica morții este doar ultima frică din șirul fricilor care ne pot bântui și ne pot într-un fel chinui inima. Dar știți povestea lui Creangă cu drobul de sare, de la elemente de astea absolut penibile până la lucruri reale, da? Lucruri reale. Îți vine un diagnostic și inima începe să tremure, pentru că diagnosticul, după statistici, este fatal, într-un fel. Ce faci într-o astfel de situație? Frica. Și Saul este cuprins de frică în fața taberei filistenilor, versetul 6. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns, nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. A epuizat într-un fel toate mijloacele de comunicare pe care le avusese înainte și care încetişor i-au fost retrase din pricina neascultărilor lui. Și aici este un alt element. Nu știm cum comunica Dumnezeu. Nu uitați, revelația este progresivă. Noi trăim mii de ani după Saul. S-au întâmplat multe, inclusiv întruparea, moartea, învierea Domnului Iisus Hristos, scrierea Scripturilor. Avem toată Biblia cu ambele coperți înaintea noastră. Revelația specială lui Dumnezeu, ba mai mult. Dumnezeu, prin înțelepciunea pe care a dat-o oamenilor, Proverbe 25:2, plăcerea lui Dumnezeu este în ascunderea lucrurilor și plăcerea împăraților în descoperirea lor. Ori împărații zilelor noastre sunt oamenii de știință care scot la lumină tot mai multe din tainele creației lui Dumnezeu. Și atunci noi avem o dublă revelație, revelația naturii, revelația Scripturii și putem compara lucrurile. Și ceea ce este extraordinar, mai ales în zilele noastre, cum cele două revelații încep să se armonizeze, dragii mei, ceea ce descoperă oamenii de știință atei care nu cred în Dumnezeu, încep să confirme lucrurile care de mii de ani sunt pe paginile Scripturii. Dar nu ca și tratate științifice, pentru că ele au fost scrise oamenilor de rând, ci ca și aspecte care nu sunt negate de descoperirile științifice. Dar versetul 6 spune că toate aceste mijloace de comunicare din vremea aceea a lui Dumnezeu cu Saul, cu împărații, probabil gândiți-vă numai la Samuel, cum vorbea cu Dumnezeu, sau la Moise, cum vorbea cu Dumnezeu, toate acestea încetişorii sunt retrase. Și cu siguranță că și nouă ni se poate întâmpla să ajungem în momente în care te simți singur, părăsit de Dumnezeu, când toate lucrurile se întorc împotriva ta, când nu știi pe unde să scoți cămașa. Ei, Dumnezeu, dragii mei, chiar dacă nu înțelegem, El este acolo. El este acolo până și în căderile noastre, în falimentele noastre, chemându-ne înapoi prin știi, El știe prin ce mijloace. Vom vedea până și o femeie care cheamă morții, îi aruncă o undiță într-un fel, o funie lui Saul, se prinde de ea și Saul n-aude. Până și Samuel, care s-a ridicat să-i vorbească practic, i-ar fi oferit o ultimă șansă. Dar când împietrirea îți prinde inima,
toate șansele pe care ți le oferă Dumnezeu le calci în picioare. Și atunci Saul se vede într-un fel complet izolat. Domnul nu-i vorbește nici prin proroși, nici prin vise, nici prin terafim, nici prin, sau prin urim și tumim. Da, degeaba a venit la preot, preotul a zis, îmi pare rău, n-am din partea Domnului absolut nimica. Versetele 7 și 8, când se vede complet izolat, el, deși el fusese cel care nimicise și izgonise pe toți cititorii stele, cei care cheamă morții, vrăjitorii, ghicitorii, pe toți din țară, conform cerințelor lui Dumnezeu, el, așa cum a făcut-o de-a lungul vieții, că te obișnuiești cu a te juca cu cuvântul lui Dumnezeu. Ești neglijent astăzi, ești neglijent mâine, ești neglijent poimâine și asta, neglijența devine obiceiul tău și nici nu mă mir că atunci când ceva nu-ți convine, o iei pe drumul pe care ți l-ai ales, nu pe care îl știi că Dumnezeu ți-l cere sau ți-l oferă în Scriptură. Și elementul ăsta se întâmplă cu Saul. Dar nu uitați, noi venim deja pe linia vieții lui și am văzut această îndepărtare, această înstrăinare de Dumnezeu până acolo încât duminică ați văzut, el scoate la lumină deja toate intențiile lui, toți slujitorii știu, adună în vria geloziei lui și a fricii și a urii lui pe toți cei din jurul lui, versetele 7 și 8. Atunci Saul a zis slujitorilor lui, căutați-mi o femeie care se cheme Morții, ca să mă duc să o întreb. N-ai nimicit tu pe toți cei care chemau Morții? La cine să le ducem? Dar observați, această perversiune din inima lui Saul cuprinsese și inima slujitorilor lui. Este interesant când citiți profețiile, mai ales dacă citiți Isaia, veți vedea că profeții întotdeauna încep de la cap, pentru că de la cap se împute peștele. Și capul în Israel era marele preot, preoții, erau profeții, da. Toți aceștia, într-un fel, erau păstorii lui Israel. Și atunci când acolo se strică lucrurile, tot poporul încetişor intră în vrie. Și este interesant să citești rolul lui Manase. Ezechia, tatălui, a fost unul destul de bun, dar Dumnezeu, practic, îi spune lui Isaia, du-te, spune-i să-și pună casa în rânduială, că va muri. Și când invocă îndurarea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi mai dă 15 ani și în cei 15 ani se naște Manase. Dacă ar fi murit Ezechia, Manase n-ar fi existat. Se naște Manase și Manase duce la istoria într-un punct din care nu mai era întoarcere. Din pricina lui Manase, nu iert. Interesant, Manase se pocăiește în temnițele asiriene, dar el nu mai poate redresa tragedia în care a tras întregul popor prin idolatria lui. Deci atunci când împăratul calcă pe ulei într-un fel, când împăratul se întoarce împotriva lui Dumnezeu, slujitorii sunt prinși în trena acestei căderi, acestei vrii și observați, slujitorii știau că există o vrăjitoare, știau că era porunca Domnului și cu toate acestea, ei vin și oferă lui Saul soluția, pentru că se stricaseră împreună cu împăratul lor. Slujitorii lui au zis, iată că în Endor este o femeie care cheamă Morții. Atunci Saul s-a schimbat, a luat alte haine și a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Noaptea nu se purtau războaie ca și astăzi, ca și acum, cu 300 de, nu știu, drone și, nu știu, împotriva Israelului, poate ați auzit știrile. Au ajuns noaptea, pentru că toate lucrurile astea țin de noapte, da? Când Iuda a ieșit, era noapte, spune Ioan, da? Era noapte, era întuneric. Știi, și Iisus zice, câtă vreme este zi, eu trebuie să lucrez, vine noaptea când nimeni nu mai poate lucra. Dar el se deghizează și coboară la Endor, la femeia aceasta și era noaptea. Saul i-a zis, spune-mi viitorul chemând un mort și scoală-mi pe cine ți voi spune. Acum, am sărit în Deuteronom. De ce? Pentru că în capitolul 18 este marele capitolul 15 la 21, unde un proroc ca mine, Dumnezeu va scoate un proroc ca mine, și acolo e vorba despre Domnul Iisus Hristos, despre Mesia.
Dar în partea introductivă este vorba de preoți, de rolul lor, de drepturile lor. Și pe urmă Dumnezeu vine și spune în textul care îl avem înaintea noastră de ce este supărat pe ghicitori, vrăjitori, cititori în stele, descântători și cei care cheamă duhurile morților. Da? De ce este supărat și ce trebuie făcut cu ei? Uitați-vă la textul nostru. Și se pare că Saul cunoștea lucrul acesta. Nu știm, îi se citea sau discutase cu Samuel, sau, dar era în conștiința lui Israel lucrul acesta. Că cu acest astfel de lucruri nu te joci, Dumnezeu urăște lucrurile acestea. Versetul 9. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fica lui prin foc. De ce se face practica lucrul acesta? Păgânii pe toate meridianele și paralele pământului, în toată istoria, dragii mei, omul fiind creat după chipul lui Dumnezeu, n-a putut să fugă de nevoia de Dumnezeu. Și atunci, Roman capitolul 1, îl înlocuiește pe Dumnezeu. Și pentru că la păgâni dumnezeii lor sau zeii lor, indiferent ce jertfe aduceau, ce mătănii, ce rugăciuni făceau sau descântece, zeul nu răspundea, închinătorul era buimac, mergea acasă, se întreba, domnule, a fost mulțumit, m-a auzit, nu m-a auzit. Și atunci, în păgânism, se plusa valoarea jertfelor, până acolo încât s-a ajuns la jertfele umane. Și trecerea copiilor prin foc, și asta au practicat-o și împărați apostați ai lui Israel, al lui Iuda, și Dumnezeu a urât lucrul acesta. Interesant, la evrei, Dumnezeu nu dădea voie să se pluseze valoarea jertfelor. Nu puteai aduce 2000 în loc de un miel, da? Sau să aduci un vițel în loc de ce-ți poruncea Domnul. Nu puteai face lucrul acesta. Ci puteai coborî doar valoarea jertfelor, până acolo încât dacă n-aveai bani, atunci, sau mijloace, aduceai un pui de porumbel sau o turturică. Sau dacă n-aveai nici asta, aduceai un pumn de făină și Dumnezeu îți împrumuta sângele jertfei necurmate, pentru că fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar observați, trecerea copiilor prin foc, a fiilor, a fetelor prin foc, era invocarea divinității pentru a rezolva vreo problemă gravă din viața ta, pentru a-ți demonstra loialitatea față de Dumnezeul tău. Nimeni nu putea face lucrul acesta. Și acest nimeni se repetă în versetele care urmează. Nimeni. Nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor. Observați, curiozitatea noastră legată de ziua de mâine este pusă în noi, nu avem cum să o evităm. Dar întrebarea este, de ce a pus Dumnezeu o perdea între ziua de azi și ziua de mâine? Păi, în primul rând, ca să îmi așez ziua de ieri, cu care nu mai pot face nimica. Am trăit-o, s-a consumat, nu mai pot drege. O așez la crucea Domnului Iisus Hristos. Și harul extraordinar pentru credincioși este că la crucea Domnului Iisus Hristos este iertare, există împăcare cu Dumnezeu. Ziua de mâine o pun în mâna lui Dumnezeu, pentru că nu știu ce e acolo. Dacă încerc să dau perdeaua deoparte prin ghicire, vrăjitorie, citită în cafea, dat cu ghiocul sau știu eu ce alte metode se practicau atunci și acum, Dumnezeu este supărat pentru că elementul acesta este dovada neîncrederii mele în Dumnezeu. Dumnezeu mi-a promis că El umblă cu mine, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și binele acesta este hotărât de El și vizează modelarea mea într-un chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos, a Fiului Său. Ăsta este binele suprem pe care Dumnezeu mi-L dorește. Dar dacă toate lucrurile lucrează împreună, atunci am lucruri din ziua de ieri, am lucruri din ziua de astăzi, dar vor fi și lucruri din ziua de mâine și ar trebui să aștept ca împreună să văd tapiseria, cum se așează și cum se
cum se zugrăvește într-un fel binele acela pe care Dumnezeu îl are pentru mine. Ori faptul că eu întind mâna după ziua de mâine, să încerc să vedem ce e în ziua de mâine, este dovada neîncrederii mele în Dumnezeu. Ori ăsta este lucrul cel mai valoros. Credința mea, eu o zidesc pe al tău cuvânt, da? Am cântat cântarea și atunci credința noastră în Dumnezeu se dovedește în încrederea noastră în El, în faptul că mă odihnesc în voia Lui și în suveranitatea Lui, care El știe ce aduce în viața mea. M-aș opri doar pentru un mic comentariu legat de cadrul narațiunii. Faptul că David, deja de o bună vreme, un an și ceva, a fost la Țiglag, în slujba lui Kish. Practic, el avea misiunea lui și dacă citiți războaiele pe care le-a dus atunci, luptele, el a terminat sau a continuat ceea ce cei de pe vremea lui Iosua și urmașilor n-au împlinit. Și toate enclavele care au rămas cu oameni care trebuiau nimiciți sau popoare care trebuiau nimicite și au rămas acolo. Amaleciții erau parte dintre ei, dar gheșuriții și i-aveți înșirați în text. Ei, cum ar fi fost ca Dumnezeu să nu intervină și David să meargă la luptă împotriva poporului său? Cum ar fi ajuns el împărat? Pentru că probabil de două ori au venit 3.000 de oșteni din Israel împotriva lui să-l prindă. Da? De două ori, cel puțin nu știm, de două ori sunt menționați în textul nostru. Dar Dumnezeu intervine și trimite pe amaleciți și amaleciții ard Țiglagul și iau nevestele și copiii și tot ce este acolo și pleacă. Și între timp, careva dintre fruntașii filistenilor zice, ce caută evreii ăștia cu noi? În toiul luptei se vor întoarce împotriva noastră, să plece David. Degeaba intervine Kish. El îi spune, eu am încredere în tine, n-am găsit nimic rău în tine, dar împărații filistenilor nu vor prezența voastră între noi, așa că întoarceți-vă. Când se întoarce, dragii mei, găsește Țiglagul ars, nevestele plecate, aproape că linșează oștenii lui. Și după ce își varsă sufletul, el prinde curaj, pleacă, eliberează totul. Dar deci, observați cum a orchestrat Dumnezeu lucrurile ca să nu-l împingă pe David într-o situație în care să stea craca de sub picioare. Să lupte și să omoare el pe confrații lui. Probabil că trebuia să lupte cu însuși frații lui. Trei dintre ei îi găsim enumerați în oștirea lui Saul. Și Dumnezeu mișcă lucrurile și atunci încrederea în El este, uneori nu înțeleg, David, nu înțeles deloc. Cum adică toate cele două neveste ale lui, copiii și nevestele și copiii oștenilor lui, toți sunt luați robi. Nu știau ce s-a întâmplat cu ei. Cum să înțelegi o astfel de realitate? Ei, dar când se așează toate lucrurile și vezi cum totul se pune, puzzle-ul se așează la locul lui, vezi ce lucrează Dumnezeu în spatele scenei. Versetul 11. De asemenea, descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu iocul, nimeni care să întrebe pe morți. Observați, textul este foarte clar, versetul 12. Căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Să te ții în totul, totului tot. N-am să uit. O soră e plecată la Domnul, sora Pop. Când se ruga, nu știu de ce a căzut fraza asta, atât de dragă, dar nu era rugăciune să nu o repete. În totul, totului tot, da? Dar aici să te ții în totul, totului tot. Cu alte cuvinte, să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima, tot sufletul, toată puterea și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Dumnezeu nu își împarte într-un fel cu niciunul dintre noi sau cu nimeni slava Lui. Și atunci ori ești a Lui în întregime, ori las-o baltă. Da? Jumătățile de măsură Dumnezeu nu le tolerează. Vestele 14. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori. Da.
Dar ție, Domnul Dumnezeul tău, nu-ți îngăduie aceste lucruri. Nu-ți îngăduie aceste lucruri. Saul nimicise vrăjitorii, ghicitorii, pe cei ce cheamă morții. Dar nu a reușit să-i prindă pe toți și femeia asta a rămas în Endor, slujitorii lui știau, dar cum el era neglijat cuvântul lui Dumnezeu, deci ar fi fost slujitorii lui mai breși ca împăratul, nu? Mai breși ca împăratul. Saul cunoștea cuvântul Domnului. A încercat să aplice cuvântul Domnului. Și elementul ăsta îl vezi, acest amestec. Ritualurile uneori ține la ele, alteori cuvântul îl calcă în picioare și cuvântul lui pare de 100 de ori mai important decât cuvântul Domnului. Dacă citim textul mai departe, ajungem noaptea la vrăjitoarea sau la femeia care cheamă morții din Endor. Femeia a răspuns: știi ce a făcut Saul, cum a nimicit din țară? Pe cine? Păi pe toți cei care am citit în Deuteronom, da? Și aici Saul are notă bună, într-un fel. Pe? Pe cei ce cheamă morții și pe cei ce nimicesc viitorul. Pentru ce dar întinzi pentru cursă? Cei ce? Nimicesc viitorul. Ghicesc probabil viitorul. Da. Și eu cred că... Și nimicesc. Și în Biblie este cuvântul ăsta greșit. Ghicesc viitorul în cărțile noastre. Și? Pentru ce dar întinzi o cursă vieții mele ca să mă omori? Întrebarea acestei femei, nu vi se pare că este o șansă, încă o șansă dată lui Saul? Cu alte cuvinte, aduce aminte de porunca Domnului, aduce aminte de Domnul însuși. Și prin întrebarea ei, nu ții minte, nu știi? Ori el era cel care dăduse poruncă și care nimicise. De aia cadrul narațiunii este important, pentru că așează lucrurile în loc ca să înțelegi pe urmă toată desfășurarea narațiunii. Saul? Saul i-a jurat pe Domnul și a zis: viu este Domnul, că nu ți se va întâmpla niciun rău pentru aceasta. Gândiți-vă, el merge în mod evident împotriva poruncii Domnului și are pe Domnul pe buzele lui. Da? Viu este Domnul. Știți cele 10 porunci? Una dintre ele este să nu iei în deșert numele Domnului. Da? Să nu iei în deșert numele Domnului. Și noi avem pe buze, evrei au fost atât de scrupuloși, dragii mei, încât scribii, când transcriau un text pe papirusurile lor și ajungeau la numele lui Dumnezeu, puneau tocul jos, se spălau pe mâini, după care veneau să scrie și ei nu rosteau tetragrama, au înlocuit-o, pentru ca să nu ia în deșert numele Domnului. Noi suntem cu Domnul pe buze în toate situațiile. Uneori nici nu mai înțelegi rugăciunile, pentru că tot al doilea cuvânt este Doamne, Doamne, și nu poți, dacă scoți Doamne afară, rugăciunea curge, dar spune la început și la sfârșit. Uitați-vă la rugăciunea Tatăl nostru. Dar Saul, într-un fel, ia în deșert numele Domnului, pentru că el trăia, mergea împotriva cuvântului Dumnezeu, zice, viu este Domnul. Dar povestea asta nu-i nouă în viața lui. Atunci când el se hotărăște să-l ucidă pe David și vine Ionatan și îl mustră, zice, viu este Domnul, din nou aceeași poveste. Viu este Domnul. Dar pentru el Domnul n-avea absolut nicio valoare. Puneți în contrast legământul dintre Ionatan și David. Jură pe Domnul și indiferent de situație, în vremuri de pace sau în vremea de restriște și război și tensiune, Ionatan se ține și noiește legământul cu Dumnezeu. Este o figură extrem de luminoasă în comparație cu tatăl său. Viu este Domnul, că nu se va întâmpla niciun rău. Saul? Ia în deșert numele Domnului, versetul 11. Femeia a zis, pe cine vrei să scol? Și el a răspuns, scoală-l pe Samuel. Samuel a fost patronul lui într-un fel, el l-a uns, el a mers cu el, el a mijlocit înaintea Domnului pentru el, dar după ce îi rupe pulpana hainei și el este lepădat, zice, dacă ai fi ascultat de Domnul, Domnul ți-ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Capitolul 13. Și apoi în capitolul 15 cade verdictul. Dumnezeu a rupt împărăția și a dat-o altuia mai breaz decât tine, mai demn decât tine. Scoală
pe Samuel, scoală-l pe Samuel. Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un țipăt mare și a zis lui Saul, pentru ce m-ai înșelat? Tu ești Saul. De unde a știut că e Saul? Pentru că el se deghizase. Acum, dacă erai de pe aproape, știai că de la umăr în sus e mai înalt decât toți, probabil că se urățise, se adunase, nu știm, suntem după aproape 40 de ani de domnie, deci au trecut vremurile peste el. Dar de unde știa femeia că este Samuel? Tu ești Saul. Interesant, când citim textul, cel pe care îl vede femeia și îl descrie, nu vorbește cu ea, da? Nu vorbește cu ea, vorbește direct cu Saul. Și probabil vorbind direct cu Saul, femeia se sperie. Pentru că de obicei, duhurile necurate treceau prin mediumul și de aceea Saul nu vede nimica. Femeia asta vede toate lucrurile, ea e văzătoarea, ea e mediumul. Și practic, când Saul întreabă, versetul 13. Împăratul i-a zis, nu te teme de nimic, dar ce vezi? Femeia a zis lui Saul, văd o ființă dumnezeiască sculându-se din pământ. El i-a zis, cum e la chip? Și ea a răspuns, este un bătrân care se scoală și este învelit cu o mantie. Saul a înțeles că era Samuel și s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. Oare ce s-o fi întâmplat acolo? Acum, povestea asta nu a murit. Povestea asta continuă până în zilele noastre, dragii mei. Chemarea morților, a duhurilor. Acum poți vorbi cu bunica ta, poți vorbi cu maică ta, poți vorbi cu... dacă te miști în cercurile care practică lucrurile astea. Dar cred că porunca lui Dumnezeu a rămas neschimbată. Pentru că a intra în relație cu lumea, în capitolul ăsta din care am citat din Deuteronom, totul începe cu preoții și dreptul lor, după care vine cu aceste interdicții, toți visătorii, ghicitorii, să fie nimiciți din țară, să nu te iei după ce practică celelalte neamuri. Observați, dacă nu ai posibilitatea să iei legătura cu lumea de dincolo, încerci toate mijloacele posibile să ajungi la ceea ce îți dorești. Și eu cred că lucrurile acestea se practică și astăzi, de la citirea stele, nu? Ascultați radioul și din când în când vin, cum îi cheamă? Horoscopul. Da? Și eu habar n-am în ce zodie sunt, dar nici nu vă întreb, poate voi știți, dar nici asta nu mă interesează. Dar sunt o mulțime de alte practici, dragii mei, de la lucruri inocente. Stai cu prietenii și îți caută cineva în cafea. Și toate acestea accesez o lume spirituală. Și dacă intri în lumea asta spirituală, ea începe să devină stăpâna, stăpânul tău. Și cei care au intrat în astfel de grob, dragii mei, trec prin chinuri incredibile, dacă vor să scape de acolo. Dar prin chinuri, pentru că lumea spirituală este reală, este reală. Și atunci întrebarea este, ce descrie naratorul în cartea 1 Samuel? Ce descrie naratorul în cartea 1 Samuel? Era oare cu adevărat Samuel? Era un demon deghizat ca Samuel, așa cum Saul s-a deghizat să nu fie recunoscut, de data aceasta demonul se deghizează ca să nu fie recunoscut și se dă drept Samuel și vorbește numele lui Samuel, sau era chiar Duhul lui Samuel. Cineva a pus o întrebare legată de ce am discutat data trecută. Cartea Samuel e foarte eliptică în multe domenii și te lasă cu gura căscată pentru că nu-ți oferă suficiente detalii să poți răspunde la întrebările care le ridică. De pildă, ceata prorocilor cu care întâlnește Saul, Duhul Domnului vine peste el și prorocește. Erau cu chimvale, era un fenomen colectiv, am văzut data trecută. Sau acum când vrea să-l prinde la Naiot pe David, Samuel era în fruntea cetei prorocilor, deci dacă Samuel era prezent, nu putea să acuze ceata prorocilor de lucruri rele împotriva voiei lui Dumnezeu, pentru că Samuel nu cred că s-a dezis de Dumnezeul lui. Dar cum se poate ca soldații sau oștenii trimiși de slujitorii lui Saul să prorocească trei rânduri dintre ei, după care vine Saul și o zi și o noapte, rușinat și dezbrăcat, stă și prorocește? Ce-i aia?
că dacă asociez cu prorociile din limba din zilele noastre, întind mâna după el, zic, uite-te, am confirmare biblică. Dar nu uitați, cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire, mângâiere. Și data trecută am asociat acest fenomen colectiv într-un fel cu fapte 1 cu 2. Este singurul loc în text în care un grup de oameni coboară din camera de sus, plin de Duhul Sfânt și vorbesc lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limba noastră în care ne-am născut. 14 neamuri prezente atunci la Ierusalim. Și țineți minte când am discutat despre 1 Corinteni 12, 14. Prorocia sau fenomenele astea despre care citim și nu știm exact ce sunt, cum arată, sunt dovada că ai accesat o lume spirituală. Dar de unde știi care dintre cele două lumi spirituale? Da? Ori Samuel, într-un fel, nici măcar nu recunoaște lumea spirituală negativă, ci lașează pe Dumnezeu deasupra ei și spune Dumnezeu a trimis un duh rău asupra lui. Ori Dumnezeu nici nu îi spitește pe nimeni, ne spune Scriptura. Dar Dumnezeu rămâne șeful și în hamă și pe diavolul la căruța lui. Dar nu știm exact ce se întâmplă. Și atunci te întreb, femeia cheamă pe Samuel din morți, se ridică Samuelul, descrie, când Saul află, cade cu fața la pământ, se închină înaintea lui și începe să vorbească cu el. Și interesant, Samuel îi răspunde. Îi pune întrebările, zice, Dumnezeu s-a depărtat de mine, n-am primit răspuns nici prin vise, nici prin proroci, nici prin urim. Și Samuel îi spune, dacă Dumnezeu s-a depărtat de tine, de ce mă întreb pe mine? Păi pentru că... Și atunci Samuel vine și rostește verdictul. Mâine vei fi aici cu mine. Tu și cei trei fii ai tăi, aici cu mine. Unde era Samuel? Da? În primul rând, este Samuel sau nu este Samuel acolo? În al doilea, sau este un duc necurat? Și dacă este Samuel, cine l-a trimis? Pentru că miram așa lumina Scripturii ca un medium care este în slujba celui rău să poată să cheme pe unul din Sfinții lui Dumnezeu la bară, la apel, da? Miram așa. Să fi intervenit Dumnezeu în povestea asta, să fi trimis pe Samuel... Dar cum răspunzi la astfel de întrebări? Textul ți le ridică. Și eu sunt prea puțin cunoscător în domeniile astea, nici nu le-am studiat ca să am un răspuns. Mă opresc doar în dreptul textului. Faptul că lucrurile se întâmplă la literam, respectiv a doua zi se întâmplă atât pentru Saul cât și pentru cei trei fii, ne arată că a fost o ghicire, în sensul că nu a fost o prorocie ca să determine un răspuns într-o direcție sau alta. Și atunci putem să deducem de aici, cel puțin, că e din altă zonă. Am putea, dar mi-aduc aminte de faptul că sunt prorocii în Biblie care se aliniază la ceea ce cunoaștem din Ieremia, capitolul 18. Dumnezeu vorbește ca tu să împlinești viitorul dacă e pozitiv sau să respingi viitorul dacă este negativ, dacă este o pedeapsă pe care Dumnezeu te anunță. Dacă Dumnezeu vrea să pedepsească pe cineva, nu-l anunță. Observați, când vine omului Dumnezeu, el vine și rostește o prorocie de felul acesta ca lui Samuel în capitolul 2. Fiii tăi vor muri deodată. Well, se împlinește ad literam, dar nu se împlinește imediat, ci lasă un timp, pentru că dacă eu îmi bat joc de această anunță a lui Dumnezeu, atunci profeția sau anunțul se împlinește. La fel se întâmplă cu Nebucadnețar, de pildă, când are în capitolul 4 visul. Vine și el îl sfidase pe Dumnezeu în capitolul 3, dar în capitolul 4, când are visul, atunci Nebucadnețar pur și simplu nu-l bagă în seamă pe Daniel. Iar un an mai târziu vine verdictul, bum, el înnebunește, 7 vremi este aruncat afară din împărăția lui și mănâncă iarbă ca boii, rudă roa cerului și până își ridică ochii spre cer și vine mintea la loc. Deci sunt decizii pe care Dumnezeu le ia și care cad într-un fel și n-ai ce face cu ele pentru că ai epuizat resursele lui Dumnezeu.
a epuizat resursele, ofertele lui Dumnezeu, soluțiile lui Dumnezeu, le-ai călcat în picioare și vine împietrirea și nici măcar dacă ar vrea Dumnezeu să te scape, nu mai poate, pentru că tu nu mai răspunzi la vocea lui, ofertele lui. Observați, până și la ora asta, femeia din Endor, care vine și spune, dar știi ce a făcut Saul cu... Ar fi trebuit să-l trezească. Ba mai mult, acum când Saul aude verdictul pe care ființa aceasta, indiferent cine ar fi, o aduce, mâine la ora asta vei fi aici cu mine, tu și cei tăi fii ai tăi, el cade la pământ ca mort, femeia îl roagă să mănânce, el nu vrea, până la urmă este înduplecat. Iată, ai un vițel, cineva zicea, unde am auzit de un vițel gras? Ah, când fiul risipitor s-a întors acasă și acolo tatăl a dat un banchet pentru fiul care s-a întors acasă. Și acum că femeia ta e vițelul cel gras, întrebarea mea, oare în ultimul ceas s-ar fi putut întoarce acasă Saul? L-ar fi primit Dumnezeu dacă s-ar fi întors acasă? Știm că plata păcatului este moartea, dar știm că există pentru orice păcat soluție în jertfa lui Hristos, până și la 12-lea ceas, da? În al 12-lea ceas. Dar întrebarea este ce vede Samuel sau femeia? Este Samuel sau este Samuel cel care apare? Mesajul pe care îl primește este corect? Este la obiect? Cineva întreba ce-ar fi câștigat Satan să se deghizeze în Samuel și să vină să-i spună lui Saul lucrurile acestea. Ar fi lucrat împotriva împărăției lui. Radu, poate că intri cu mine în dialog și mă contrazici. Pentru că Domnul Iisus spune, nicio împărăție dezbinată împotriva ei nu poate dăinui. Ori Satan să vină să-l anunțe pe Samuel că mâine va muri, mâine nu-i astăzi. Deci astăzi mai e timp de pocăință. Și atunci l-ar fi scăpat din mâini pe Saul. Și atunci trebuie să revizuiesc ipoteza mea, că sunt ipoteze pe care le emitem. Dacă nu avem corelări clare, nici nu știm până unde putem merge cu el. Eu mă gândeam la Ionatan, că Ionatan era singurul dintre ei care era pozitiv într-un fel și atunci și el e la mijloc, adică el n-avea nicio șansă să beneficieze de... Deci era la mâna lui Saul într-un fel, dar pentru că de-aia n-aș merge pe ipoteza asta că era un duh de la Dumnezeu care să-l avertizeze pe Saul, ci mai degrabă o sentință dată de un ghicitor care constată doar ce se urma să se întâmple. Da, dar dacă nu era, dacă nu era de la Dumnezeu, de unde știa cu precizia aia chirurgicală că mâine vei fi acolo? Nu numai acolo, ci o altă întrebare, aici cu mine, unde era Samuel, este o altă întrebare, da? Și dacă merg pe linia ta, Radu, atunci, dacă e un duh necurat și mâine vei fi aici cu mine, am priceput, dar atunci ce fac tu și cei tăi fii ai tăi, ce fac cu Ionatan pe care le-ai amintit? Ori, suntem în Vechiul Testament și Dumnezeu, când dă decalogul, spune, voi pedepsi păcatele părinților în copiii până al treilea și al patrulea neam, într-un fel, ei erau legați unii de ceilalți, și genetic, dar și prin legământul pe care îl încheiase cu ei, așa cum mă voi îndura până al miilea de neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele, spune Domnul în Decalog. Și elementul ăsta repetă în psalm, îl repetă la înnoirea legământului. O altă întrebare ar fi dacă în vechiul legământ cei care mureau erau toți la un loc, indiferent că erau credincioși sau necredincioși, pentru că încă nu se tranșase toată povestea cu operarea retroactivă a mântuirii lui Hristos, sau că atunci putem explica și faptul că puteau conviețui chiar dacă erau. Sau... E o altă întrebare, pentru că o primă întrebare dacă este sau nu Samuel cel care se arată. A doua întrebare este unde era el dacă mâine
vei fi aici cu mine, unde era el, unde era Samuel, suntem în Vechiul Testament și tu ai făcut referire la starea oamenilor după moarte. Și mai întâi aș aborda subiectul ăsta să vin apoi la întrebarea ta, Radu, unde era Samuel și ce se întâmpla înainte, în Vechiul Testament, înainte de moartea Domnului Iisus Hristos. Dar când te gândești la un lucru care ne frământă pe toți, Domnule, am închis ochii, da? Zile trecute, cum vine primăvara, intră viespi la mine în casă, cum totul de lemn, vii și strivești un viespe. Și mă uitam la un viespe care cade de pe geam, pe care l-am strivit și am zis, oare ce s-a întâmplat? Ce-o fi plecat din el? Pentru că, în mod evident, până atunci bâzia, se mișca, era viața acolo. Dar acum stai și ții de mână pe cel drag și suflă din ce în ce mai greu și la un moment dat ceva pleacă din el. Ce se întâmplă? Cine suntem noi? Da? Moartea, într-un fel, pune capăt existenței noastre, viermii sunt destinația, am fost creați sub cer, de la naștere la moarte, nu este nimic dincolo. Nu mă lasă Scriptura să gândesc în felul acesta. Și atunci există două teorii legate de starea celui care a murit sau a plecat dintre noi. Teoria adormirii și teoria conștiinței. Și dați-mi voie să le iau pe rând, nu o să le comentez eu, dar citesc câteva versete care Biblia, când o citesc, mă poate împinge în ambele direcții. Dacă citiți Vechiul Testament, de pildă, Iacov și-a tras picioarele în pat și a adormit. Asta este expresia pe care Scriptura o folosește. Și elementul ăsta l-am văzut cu mama soacră, da? Care m-a întrebat, când pleci? Aveam biletele de avion să plec la Belfast luni dimineața la ora 6. Zic eu, luni, bunii. Dacă tu pleci luni, eu trebuie să mor joi, să mă îngrop sâmbătă, vii și botez duminică și luni te urci pe avion și pleci. Ne-am uitat toți la ea ca la felul 3. Joi și-a tras picioarele în pat și-a adormit. Sâmbătă am îngropat-o, duminică am botezat și dimineața luni am fost pe avion și am plecat. Bă, cum își comandă unii? Dar expresia pe care o găsești în Scriptură este au adormit, au adormit. Și dacă iau un text de pildă din Daniel, capitolul 12, este ultimul capitol, și aș citi primele 13 versete, sărit peste câteva dintre ele. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail. În care vreme? Păi dacă iau capitolul 7 la 12, sunt vedeniile lui Daniel. Vedenii despre vremuri viitoare, da? Despre imperii și frământări, dar toate în jurul bazinului mediteranean și viza pe poporul lui Daniel. Și elementul ăsta îl îngrozește, pentru că vedeniile vorbeau despre lucruri îngrozitoare care vor veni peste ei. Dacă citesc capitolul 11, este perioada lui Antioch Epifane, în care templul este desacralizat, se vând unii pe alții. Este o vreme foarte grea. 163-165, 165-163 înainte de Hristos. Uitați-vă la capitolul 12. În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Și în capitolul 11 mi se vorbește despre căpeteniile Greciei, căpeteniile Persiei și sunt căpetenii angelice. Și aici voievodul Mihail este ocrotitorul poporului tău. Observați, fiecare națiune are o căpetenie. Domnul Iisus spune, fiecare credincios are un înger al lui. Există, noi suntem locuiți de o realitate spirituală și înconjurați de o realitate spirituală. Și textul continuă. Căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile. Observați, despre asta vorbea ultima vedenie, o vreme de strâmtorare, 24 de zile, nu mănâncă, să aștepte un răspuns din partea Domnului. Și când vine omul în haina de in, spune, răspunsul a ieșit din ziua în care ai început să te rogi, dar căpetenile Persiei și grecile i-au stat împotrivă și a fost o luptă în locurile cerești. Și pe urmă vine răspunsul pentru Daniel și interesant zice, nimeni nu era cu mine. Nimeni. Cum adică când el este stăpânul și poruncește arhanghelilor și lumii spirituale, omul în haina de in, nimic nu coboară, nimic nu urcă fără el.
nimeni pe pământ. Daniel se ruga în capitolul 9, acolo la turnura dintre imperii, când Imperiul Babilonian pleca, Imperiul Persan împlinea cei 70 de ani ai Babilonului și trebuia să fie repatrierea, reîntoarcerea acasă. Și Daniel vede că nimeni nu se mișcă și începe să strige el la Dumnezeu în numele întregului popor. Și? Și până la vremea aceasta, dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și rușinea veșnică. Mulți cei care dorm în țărâna pământului se vor scula. Dacă dorm în țărâna pământului, nu mă întrebați dimineața câte ceasuri am dormit. Numai Nora are ceasul ăla pe mână și știu, am dormit 3 ceasuri, 5 ceasuri. Eu nu-mi bat capul cu lucrurile astea. Dar nimeni nu știe. Ori dacă moartea este o adormire, poate să treacă 5.000 de ani. După 5.000 de ani te trezești și este ca și cum ar fi fost ieri. Da? Nu știi cât timp a trecut. Dar mulți din cei care dorm în țărâna pământului se vor scula și... Unii se vor scula pentru viața, alții pentru rușine. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Cei care se vor scula spre viață au trăit o anumită viață. Cei care se vor scula spre pedeapsă și rușine au trăit o altfel de viață, un altfel de viață. Și... Și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în viață și în veci de veci. Versetul 4. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Eu am auzit, dar n-am înțeles. Și am zis, domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Dacă mă gândesc la Daniel, desigur toate datele scrierii cărților sunt disputate în teologie, dar dacă el trăiește în Imperiul Babilonian, pleacă în robie în 605, da? În 597 pleacă Ezechiel, în 605 pleacă Daniel și tovarășii lui și trăiește cei 70 de ani ai Babilonului, era bătrân când Imperiul Persan vine și cucerește Babilonul și el ajunge și așa în eșalonul de vârf al Imperiului Persan sub Dariu Medul. Suntem în jurul lui 539, atunci se dă edictul lui Cir, atunci se întâmplă frământarea asta lui Daniel. Și profeția vizează vremurile lui Antioch Epifane, care este 165-163 înainte de Hristos. Deci, observați, sunt câteva sute de ani până la împlinirea acestor evenimente. Și atunci îi spune, pecetluiește această carte, ele vor fi ascunse până la vremea sfârșitului. Când compar, de pildă, Apocalipsa lui Ioan cu Daniel, lui Ioan îi spune, nu pecetlui cuvintele acestei prorocii, căci vremea este aproape, în curând, aproape, în curând, aproape. Și este un sentiment al urgenței, pentru că în Apocalipsa, dacă Ioan este scris în jurul lui 68-69, în 70 era căderea Ierusalimului, deci la foarte puțin timp. Și mai ai 132, 133, 135, răscoală lui Bar Cocva. Dar în cazul lui Daniel, Dumnezeu îi spune, pecetluiește această carte pentru că ceea ce ți-am descoperit este pentru vremea sfârșitului. El lasă posterității cele 7 capitole cu vedenile, prefațându-le cu primele 6 capitole, cele 6 capitole cu primele 6 capitole. De ce? Să le dea o cheie. Pentru că toți cei duși în robie ajung în eșalonul de vârf și o duc bine într-o țară străină, pentru că s-a lipesc de Domnul și îl înalță pe Domnul. Și asta ar fi fost cheia pentru ei și în vremea respectivă. Dar atunci se vor scura unii împotriva altora, pentru că vor veni Antioch Epifane și înainte de el Ptolemei și să le ucizi, dragii mei, și vor impune cultura greacă peste ei și Antioch Epifane va desacraliza templul și va jertfi o scroafă în templu și în felul acesta până la Iuda Macabeul, până la reînnoirea lucrurilor. Ioan capitolul 10, nimeni n-a mai putut intra în templu. Deci, distanța până la împlinirea profeției fiind mare, lucrurile trebuiau pecetluite. Dar uitați-vă la versetul 13. Iar tu,
du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși, odată în partea ta de moștenire, la sfârșitul zilelor. Ni s-a spus la început, cei care dorm în țărână, cei care dorm în țărână se odihnesc, da? Tu te vei odihni, vei dormi și tu până la vremea sfârșitului. Dacă iau astfel de texte, atunci cel care moare, moare și se va trezi la judecată. Fratele tău va învia. A, știu că va învia în ziua de apoi, spune Marta. Nu, nu, nu. Chiar dacă ar fi murit, va trăi, spune Domnul Iisus. Eu sunt învierea și viața. Și atunci, când iau cuvintele Domnului Iisus Hristos, trebuie să zic, ups, s-ar prea părea că sunt destul de multe texte care contrazic o astfel de teorie. Dar atunci, cum rămân lucrurile? Dacă iau cealaltă teorie, teoria conștiinței, atunci aș lua doar câteva exemple din Biblie. Domnul Iisus este atârnat pe cruce între doi tâlhari și cei doi tâlhari au o discuție între ei, după care se întoarce unul spre Domnul Iisus și spune, adu-ți aminte de mine când vei veni într-o împărăția ta. Ce îi răspunde Domnul Iisus? Astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi vei fi cu mine în rai nu înseamnă peste 5.000 de ani. Da? Sau pot interpreta și așa, astăzi vei fi cu mine în rai. Deci asta îmi spune că moartea este o despărțire, ceva din mine pleacă. Eclesiastul îmi spune, funia de argint se rupe, țărâna se întoarce în pământ, Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Dacă Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat, cine sunt eu? Țărâna care moare sau Duhul care pleacă? Ori dacă îl cred pe Eclesiastul, eu vin de undeva și mă întorc undeva. Și atunci mă întreb, ce caut sub soare, în bucla asta fără șira deșertăciunii, care-i rolul și rostul vieții mele pe pământ? Să adun deșertăciune? Dragii mei, mă va moșteni deșertăciunea, viermii mă vor moșteni. Sau sunt aici să mă pregătesc pentru ceva? Și toate astea, Scriptura ar trebui să mi le tălmăcească. Tâlharul nu putea fi în rai adormit, să zică Domnul Iisus, de fi cu mine în rai. Ar putea să fie adormit, aici, dar atunci În legătură cu întâmplarea cu tâlharul pe cruce, acolo astăzi apare dintr-o problemă de traducere, în sensul că în traducerea Bibliei în King James și apoi toate celelalte au preluat, este o virgulă înainte. Ea, da? Adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai și leagă astăzi de ceea ce vine. Dar în textul, în limba ebraică, știm că nu există virgule sau semne de punctuație. Și atunci nu mai degrabă i-a spus, adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai. Și nu însemna că în ziua aceea... Să presupunem că e așa. Acum, dacă sunt în fața unui astfel de text, văd ce îmi spune Biblia mai departe. Pentru că ce e fantastic în Scriptură este că Scriptura se interpretează pe sine. Cu alte cuvinte, dacă am tras o concluzie proastă într-un text, sunt prins la colț de un alt text. Ori vă dau un alt element. Pilda bogatului și a lui Lazar. A murit bogatul, a murit și Lazar. Lazar s-a dus în sânul lui Avram, ce-o fi sânul lui Avram, nu știu, iar bogatul s-a dus într-un foc care tare se chinuia în ea. Și pe deasupra se văd unul pe altul, da? Zice, părinte Avrame, trimite-l pe Lazar să-și umoaie degetul în apă, că dar eu mă chinuiesc aici. Zice, îmi pare rău, dar deși ne vedem, nu se poate trece de la noi la voi. Deci există o proximitate într-un fel în pilda Domnului Iisus Hristos. E adevărat, este o pildă și aș putea să țin cont de lucrul acesta. Dar nu cred că Domnul Iisus umple pilda cu lucruri neadevărate. Dar și dacă ar fi doar o pildă și ar fi o tehnică narrativă, să spunem, ar putea fi să vizeze starea finală, respectiv când cei păcătoși vor fi aruncați în iazul de foc și atunci ăla să fie focul respectiv. Pentru că până acolo toți sunt adormiți și încă nu apare judecata. Există, și atunci am putea să o plasăm în escatonul final. S-ar putea, dar dacă citesc pilda și mă duc mai departe cu firul ei, părinte Avrame, mai am 5 frați, trimite pe Lazar să nu vină în acest loc de chin. Au pe Moise și Scripturile. Nu, nu, dacă va învia cineva din morți, vor crede. Și Domnul Iisus răspunde prin gura lui Avram, dacă nu cred Scripturile, nici dacă ar învia cineva din morți, nu vor crede. Cu alte cuvinte, credința trebuie ancorată și înrădăcinată în cuvântul lui Dumnezeu și nu în minuni. Da? Dacă va învia cineva din morți, nu vor crede nici așa.
Și atunci când mă uit aici, după moarte, și Lazar și bogatul par să fie vii și conștienți și înțelegând ce este pe pământ și ce au lăsat în urmă și ce nu-i rezolvat. Deci toate lucrurile astea, dacă nu sunt adevărate, Domnul Iisus umple pilda cu lucruri care... Poate să fie argumentat. Eu am o întrebare. Ce argument este că este o pildă? Pentru că cuvântul pildă nu apare decât în titlu, care titlul nu este în manuscris, deci sunt adăugate ulterior. Și, în general, în pilde, spuneam, părția lui Dumnezeu se aseamănă cu, sau există o expresie care spune că îți dă ceva similar. Dar aici nu este în text. Dar, sau cel puțin ce eu știu că nu. Dar dacă nu este, cu atât mai autoritativ sau autoritar devine textul, da? Dacă nu este și evit și elementul exact. Acesta. Dar hai să las și asta. Toate astea ar putea să mă lase încă în... Și atunci mă duc un pic mai departe. Și am pe Domnul Iisus și cei trei ucenici pe muntele schimbării la față și dintr-o dată apar doi indivizi. Și interesant, oamenii recunosc, da? Este Enoch și Ilie și stau de vorbă cu... Moise. Sau Moise și Ilie. Și stau de vorbă cu Domnul Iisus Hristos despre exodul pe care... Și Petru intră în transă, zice, să facem ticolip și la, și se aude vocea din cer și toată povestea dispare și îi coboară de pe munte. Și Domnul Iisus le spune și îi coboară de pe munte. Și știți istoria. Dar cine erau aceștia? Acum, Ilie, clar, el n-a murit, ci a fost ridicat la cer. Și atunci, celălalt Moise, nu știm, Dumnezeu l-a îngropat. Și ar fi o întrebare dacă nu cumva nu l-a îngropat și l-a luat și pe el la cer. Dar fără și atunci să... cei care sunt luat în cer și probabil trebuia să vină trei, să vină și Enoch cu ei, pentru că și el după 300 de ani de umblare cu Dumnezeu a fost luat, nu s-a mai văzut și Dumnezeu l-a luat cu sine. Dar asta îmi ridică o altă întrebare. Acum să mă duc la texte un pic mai complicate. De pildă, în 1 Petru, capitolul 3, începând cu versetul 18 la 22, și pe urmă am textul din Apocalipsa, capitolul 6, versetele 9 la 11. Dar să încep cu textul din Apocalipsa, versetul 9 la, versetele 9 la 11. Se rup pecețile și când se rup pecețile, pornesc caii la chemarea tronului lui Dumnezeu, a făpturilor vii. Vino, vino! Cornilescu traduce vino și vezi, este doar ecu, este vino. Un singur este o poruncă pe care tronul lui Dumnezeu o dă și pornesc aia în istorie și pornesc în galop cu toate blestemele pe care Dumnezeu le-a rostit peste pământ din pricina neascultării. Când se rupe pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce... Celor ce? Fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuse. Deci fuseseră junghiați, erau sub altar și aici prima pecete este principiul biruinței și ea se va opri doar când biruința finală va fi câștigată de Hristos. Pentru că este Geneza 3:15. Pecetea cincea este din nou un continuu istoric care pleacă prin toată istoria pentru că martirajul, dragii mei, nu s-a terminat nici în ziua de astăzi. Nici în ziua de astăzi nu a terminat martirajul. Și atunci, în mii de ani, ăștia sunt primii care învie și care domnesc împreună cu Hristos pe lângă alte două categorii. Dar textul spune, erau sufletele de sub altar. Dacă erau adormiți și dacă mă pot juca cu textele precedente, aici conștiința este inevitabilă, da? Ei strigau cu glas tare și ziceau, Până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme. Puțină vreme până când se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Wow! Sufletele sub altar sunt conștiente, vii,
N-ar putea fi o metaforă ca și cea din Cenesa, când glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ și atunci este o vorbire metaforică, într-un fel. Nu poate fi așa. Glasul sângelui nu striga fizic, ci doar... Dar de ce nu poate fi așa? Pentru că imediat după potop, Dumnezeu a dat o poruncă și a zis: voi cere înapoi sângele vostru de la orice animal, de la orice om. Și atunci, dacă Dumnezeu cere înapoi sângele care a fost ucis, înseamnă că acolo glasul sângelui fratelui tău strigă la tine. Nu cred că e o trompetă care sună pe undeva prin univers, ci ceea ce Dumnezeu a promis în capitolul 9, unde în capitolul 9 întărește lucrurile astea după ce toată omuciderea a ajuns la culme, de ce a potopit Dumnezeu planeta, pentru că răutatea sau întocmirile din inima lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și răutatea omenirii în univers l-a făcut pe Dumnezeu să aducă apele potopului peste planeta noastră. Și atunci acolo, dacă corelez cele două texte, înțeleg ce ar vrea să spună textul: glasul sângelui fratelui tău strigă la mine, pentru că Dumnezeu trebuia să echilibreze într-un fel ecosistemul spiritual al Universului. Și când se dezechilibrează ecosistemul spiritual al Universului, trebuie să vină pedeapsa lui Dumnezeu peste dar totul. Dar aici, în Apocalipsa, l-a echilibrat cu haina albă. Deci, într-un fel, acest glas... Am înțeles. Întrebarea este, cui l-a dat haina albă? Ce cu sufletele astea? Sunt vii, conștiente? Ce înseamnă să mai aștepte puțin în... Adormite în rai și atunci cu haina albă, deci... Și să urmăm să învieze, să învieze cei... Hai să fac un pas mai departe. 1 Petru, capitolul 3, versetele 18-22. Hristos, de asemenea, a suferit atât pentru păcate, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți. Ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Traducerea corectă este: a fost omorât în trup, dar viu în duh. Dacă... Dacă merg pe linia ta, Radu, și adormirea asta este, observați, a fost omorât în trup, dar în duh? Dar Domnul Iisus este excepția. Oare? Că el nu trebuia să aștepte până la învierea... Oare este excepția? Dar hai să vedem ce zice textul mai departe. Vii un duh, s-a dus să propovească duhurilor din închisoare. În care s-a dus să propovească, da... duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea curabea în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Textul din Efeseni spune: cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit, a luat robia roabă, da? Și a dat darul oamenilor, a luat oameni în dar. Întrebarea este: ce s-o fi întâmplat? Dar uitați-vă ce scrie Petru acum. Știu că este un text disputat în toate felurile și explicat în toate felurile, versetul 6. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți. Cum să vestești Evanghelia unor oameni morți? Cum putea zice, e vorba de morți spiritualicește, e vorba de mine. Duhurilor lor. Poftim? Duhurilor lor. Conform? Petru 3. Nu, acum... celor morți sau duhurilor. Deci toate textele astea, și sunt mult mai multe, care mă împing spre conștiința de după moarte și nu spre adormirea după moarte, știi? Mult mai multe texte, chiar dacă încep să mă joc cu drept, nu e o metaforă, nu e așa, dar argumentul cumulativ începe să capete greutate și textul continuă. Pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. E un text complicat și textul vine și face o referire la o singură generație, la generația de pe vremea lui Noe. De ce? Acum, în Apocalipsa, capitolul 14 cu 24,
Nu, în Matei, capitolul 20 cu 14, dar la mică apocalipsă, spune, când Evanghelia Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul. Da? Deci singurul semn al sfârșitului este Evanghelia, când spune, odihniți-vă încă o vreme până când se va completa numărul tovarășilor voștri, înseamnă că istoria trebuie să continue până când va intra numărul deplin al neamurilor, se întoarce Dumnezeu spre Israel, dar când se completează numărul martirilor, atunci Dumnezeu intervine. În situația asta, pe vremea lui Noe era un singur om neprienic, ce la bătea cuie și dea cu smoală, 120 de ani. Cu alte cuvinte, probabil cei care duceau marfa și care o cumpăra de la ei era probabil cei care intrau ei în legătură, nu avea multă vreme de discuție cu ei. Nu știu de ce singularizează într-un fel doar generația de pe vremea. Nu putem afirma că generația dinainte de potop este singura categorie de oameni cărora nu li s-a vestit nicio Evanghelie. Și ăsta era motivul pentru care trebuia să le vestească Evanghelia. Restul de după toți aveau, și cei din vechime aveau o dar formă Noe, de... Noe nu este Adam. Până la Noe sunt generații de oameni. Și dacă țineți minte, când Cain îl omoară pe Abel și pe urmă au fost alungați din Eden, rămâne Adam și Eva singură, ea rămâne însărcinată, îl naște pe Set, Set îl naște pe Enos și de atunci încolo încep să cheme oamenii numele Domnului. Iar când te duci pe genealogia lui Adam prin Set, ajungi la Enoch, la Metusala, la Noe. Deci ești undeva în istorie, la mii de ani distanță de la creație. Și atunci se zice că generația lui Noe, el când a avut 600 de ani a venit potopul. Când a avut 600 de ani a venit potopul. Avea cei trei fii cu nevestele lor și cu nevastă sa. Și când pui lucrurile la oaltă, observ pe vremea lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate, mântuite un mic număr de suflete, și anume 8. Și atunci, aici, totul se reduce la o singură generație, la vremea lui Noe. Dar întrebarea este, cui s-a dus să propovăduiască duhurilor în închisoare, ca să trăiască, să fi fost pedepsiți în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh? Poveste complicată. Și aproape că îți vine să spui că astăzi noi cântăm și descântăm morții și facem feștanii și ca să rezolvăm să-i ducem din purgatoriu în rai și din ori Scriptura nu-ți dă voie, omul este dat să moară o singură dată după care vine judecata. Da? După care vine judecata. Dar când iau astfel de texte, nu uitați, stau între două teorii. De pildă, cum mă gândesc la Filip, la fratele meu, la maică mea, la cum mă gândesc la ei, în cei cu Samuel, că de acolo am plecat. Cine vine să îi se arate? Un duh necurat vine să îi se arate? Dumnezeu îl trimite pe Samuel? Sau de unde vine Samuel? Și unde era, de fapt, Samuel? Este următoarea noastră întrebare. Spune, Dori. În sânul lui Avram, conform pildei. Este un text, un verset în Filipeni. Mie mi-este așa de clar. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos. Căci ar fi cu mult mai bine. Fiu împreună cu Hristos, trebuie să fiu conștient că sunt cu Hristos. Da, da. Și probabil multe altele. În seara asta nu le-am adunat pe toate. Dar sunt cărți scrise pe cele două teorii și vă las pe voi să alegeți una dintre ele. Dar uite, este un text foarte frumos. Abia aștept să mă mut să fiu împreună cu Hristos. Mai bine să plec decât să rămân ori. Dacă iau textul din Evrei, textul din Evrei vine și pune în paralel două temple. Templul Ceresc cu Templul Pământesc. Acum noi nu avem acces acolo. Dar în Templul Pământesc avem o zi în care un pământean intra în prezența Domnului în Sfânta Sfintelor, marele preot, ca reprezentant al întregului popor, și era obligat să despuie toată slava, să intre doar la chemarea Domnului și doar cu dovada că a plătit păcatele, cu sângele jertfei în mână, intra și stropea de 7 ori pe ce? Pe cornele altarului. Pe capacul ispășirii,
singurul care poate deveni scaunul îndurării din pricina sângelui care ascundea tablele legii de ochii Domnului. Pentru că dacă plata păcatului este moartea și oamenii au călcat una din porunci vinovați de toate, pedeapsa lui Dumnezeu trebuie să reverse. Și atunci marele preot intra o dată pe an. Dar în textul nostru, din capitolul 9, versetele 11 la 15, ni se spune că ceea ce prefigura marele preot în ziua ispășirii, a venit Hristos să împlinească într-un alt templu, în templul ceresc, care nu-i făcut, nu-i din zidirea aceasta, nu-i făcut de mână. Și, practic, păcatele noastre nu se adună aici. Odată pe an, el aduna păcatele mărturisite, le mutea pe capul țapului pentru Azazel și îl trimitea în închisoarea duhurilor, în domeniul lui Azazel. Ori, păcatele se adună în templul ceresc, pentru că păcatul lovește în Dumnezeu, da? Orice călcare de lege este călcarea legii lui și de aceea păcatul se contabilizează. Ori de-a lungul Vechiului Testament, Dumnezeu trecuse cu vederea păcatele în vremea îndelungei lui răbdări. Un Dumnezeu drept nu poate mătura sub covor păcatul, nu? Nu poate face treaba asta. Și atunci, practic, el s-a încărcat cu vinovăție în toată perioada Vechiului Testament. Pentru că plata pentru păcate nu era plătită. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii nu se întrupase, nu fusese junghiat. Și de aceea toți sfinții au fost iertați pe cauțiune. Situația lor era neîncheiată. Neîncheiată în prezența lui Dumnezeu. O altă întrebare este nu unde era Samuel, ci de unde venea Samuel? Venea din rai, din prezența lui Dumnezeu? Venea din sânul lui Avram? Și astea sunt truicile care ni le deschide Biblia și vorbești cât vorbește Scriptura și taci când tace ea. Dar să citim textul din capitolul 9, versetele 11 la 15. Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, deci, adică nu este din zidirea aceasta. A trecut prin cortul acela de sus, mai mare și mai desăvârșit, după chipul celor văzute de Moise pe munte, s-a făcut cortul pământesc și templul, pe urmă mai târziu. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Deci, a intrat în locul preasfânt, observați, a intrat nu în Sfânta Sfintelor de pe pământ, dacă ar fi pe pământ, nici n-ar fi mare preot, spune capitolul 8, versetul 1 la 4, ci a intrat în templul ceresc și a stropit pe scaunul îndurării, sângele ispășirii și în felul acesta a căpătat o răscumpărare veșnică, ne spune textul, versetul 13. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără plată, fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Citește încă o dată, cel puțin ce este în roșu pe text. Prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi. Dacă mă uit la legământul din tâi și la noul legământ, observați, jertfa Domnului Iisus Hristos operează automat, retroactiv, toate cererile depuse prin credință de credincioșii Vechiului Testament. Erau adunate cererile înaintea lui Dumnezeu, dar pentru că jertfa nu se actualizase în istorie, situația lor era neîncheiată. Obișnuiesc să spun, era în anticamera cerului, sau în sânul lui Avram, sau era undeva, da? Era undeva și ce interesant este, înainte judecată, pilda bogatului și a lui Lazar, ne spun că sunt două lucruri complet diferite și se văd unii pe alții, dar cele două locuri n-au nicio legătură între ele. Ori când Samuel este chemat, ține cineva minte
ce îi spune lui Saul? De ce? De ce mă chem? De ce m-ai tulburat, spune. De ce m-ai tulburat? De ce m-ai deranjat? De ce? Ca și cum eram bine unde eram. De ce sunt aici? Ce anume te-a făcut să mă închizi? Pe urmă vine toată discuția dintre ei. Dar textul spune că, practic, crucea Domnului Iisus Hristos operează retroactiv. Observați, săgeata înspre înainte este punctată. Pentru că nu ne-au se oferit, aici se oferă o iertare în mod automat, pentru că viața e consumată, credința a fost dovedită în termenii vechiului legământ și acum ei așteptau finalizarea situației lor. Ori noi am primit o hotărâre de iertare. Și hotărârea de iertare nu operează în mod automat. Trebuie să întinzi mâna, să o accepti, să o primești. Altfel, rămâi nemântuit. Și de aceea, de pildă, în momentul în care eu îl mărturisesc pe Iisus Hristos ca Domn în apa botezului, este mărturia mea publică. Practic, în momentul în care eu mă leg de Hristos în fața martorilor văzuți și nevăzuți, pentru că Domnul Iisus a zis, oricine se rușinează de mine înaintea oamenilor, mă voi rușina și eu de el înainte Tatălui meu care este în ceruri. Când vii la judecată, dacă nu e scris în cartea vieții mielului care a fost junghiat înainte în temerea lumii, iazul de foc te așteaptă. Și ești împreună cu bogatul și cu Saul, probabil, la ora asta. Dar când mă gândesc la Saul și m-aș opri pentru întrebări, ca să nu ardă telefonul. S-au strâns câteva. Da. Prima e de la Petru și apoi de la Pavel. Petru comparând, și Pavel? Da. Comparând cu Saul, care nu se pocăiește, Solomon, dacă luăm în considerare Eclesiastul, s-ar fi pocăit, dar totuși Dumnezeu hotărăște să rupă împărăția. De ce? Iertarea nu rezolvă în mod automat și consecințele. Și atunci, de pildă, am fost un bețiv toată viața mea, mi-am stricat ficatul. Și probabil voi face ciroză și voi muri de ciroză. Și atunci Dumnezeu nu-mi garantează 101 de ani, în orice condiții și pentru orice. Sau am stat cu ochii în computer sute și mii de ore și cu ecrane cu tuburi și mi-am bombardat retina și... nu știu. Dar iertarea nu rezolvă consecințele. Și atunci văd diferența. Și eu cred că Eclesiastul, pentru că Dumnezeu în loc să-l omoare, îi lasă vreme de pocăință, el își revizuiește viața, își trage concluziile și pe urmă vorbește cu generațiile care vin. Că Eclesiastul, Cohelet, este cel care... vorbitorul sau predicatorul sau filozoful, putem să traducem în diverse feluri, și îl scrie fiului lui, știa cine este Roboam, ce se va întâmpla după el, mai ales că avea și profeția profetului care a zis, Dumnezeu rupe împărăția de la tine și o dă lui Roboam. Și Israel se rupe. Și Samuel este scris după dezbinarea de după Solomon, pentru că el mereu vorbește despre atâția din Israel și atâția din Iuda. Deci el vorbește de pe contextul imediat care vine după 931, când se rupe regatul de nord de regatul de sud. Pavel întreabă, poate diavolul să știe gândurile noastre, de exemplu în rugăciune? Nu știu ce știe diavolul. Dar Scriptura îmi spune că este o realitate spirituală și noi de joacă cu ea. Atunci când diavolul se luptă pentru trupul lui Moise, până și arhanghelul îi spune, Dumnezeu să te mustre, știi? Ori nu te poți lua la luptă cu el într-un fel. Uitați-vă numai la Romani, capitolul 6 cu 16, unde e furca edenică pusă în fața celui care este sub har, adică a credinciosului. Posibilitatea de a alege între viață și moarte nu ne este luată niciodată, eu zic nici în rai. Și de aceea și îngerii, Titi mă întreba, cum de-a îngăduit Dumnezeu ca o treime din îngeri să cadă? Probabil că și ei au primit libertate de alegere ca și noi, da? Libertate de alegere ca și noi. Pentru că nici măcar îngerii, deși din flăcări face îngeri și duhuri slujitoare,
în slujba celor care sunt rânduiți să capete mântuirea. Realitatea spirituală are o forță. 6:16 spune, nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii acelea de care ascultați. Și aveți două opțiuni, moarte sau ascultare, care duce la neprihănire. Și pe urmă, dacă am deschis ușa pentru păcat, citesc 7:14-24. Mintea mi este înnoită, știu ce-i binele, vreau să fac binele, n-am puterea să-l fac. De ce? Pentru că o altă putere a luat controlul în viața mea. Nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Puncte, puncte. Răspunsul vine în ultima parte, în 25. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și pe urmă spune, atenție, cu trupul slujesc legii păcatului, cu Duhul slujesc legii lui Dumnezeu. Odată atins de păcat, câtă vreme trăiesc pe pământ, sunt tras în două părți. Firea poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva firii. Sunt lucruri potrivnice unele altora, nu puteți face tot ce voiți. Și atunci, din acest punct de vedere, cred că libertatea de alegere Dumnezeu mi-a lăsat-o și cu duhurile rele nu trebuie să mă joc. De aceea Biblia interzice intrarea în acest domeniu. Ghicitul, cititul în cafea, datul cu ghiocul, horoscopul, citirea în stele, chemarea duhurilor. Când intru în domeniul ăsta, practic, mă dau în brațele celui rău. Uitați-vă la Corinteni. Pe vremea respectivă, templele erau restaurantele vremii. Dacă vreai să celebrezi cu prietenii tăi o onomastica ficei tale, n-aveai unde merge. Mergeai într-un templu al lui Sarapis. Da? Și acolo îți comandai mâncarea, pentru că ei aveau toate măcelăriile, erau sub templele de atunci și pe viață se vindeau carnea rămasă de la jerfe. Și oamenii întreabă, ce să facem, să cumpărăm? Zice, nu cercetați, luați mulțumiți și mâncați din ele. Dar când intri într-un templu și vine preotul și invocă prezența lui Dumnezeu, tu ai intrat în domeniile celui rău. Și acolo zice, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Suntem noi mai tari decât Dumnezeu? Vrem să-L întâlnim la gelozie? Suntem... Și observați, Scriptura te avertizează de puterea celui rău. Și atunci, cum ai fi lucrul acesta? Nejucându-mă cu lucrurile astea. Fugind de ele. Da. Fugind de ele. Mm. Sorina Antonese, ați menționat că fiecare om are un înger. De ce avem nevoie de un înger când Dumnezeu e omniprezent și îl veghează asupra fiecărui om? Iertați-mă dacă întrebarea e off-topic, însă m-am gândit adesea la ea. Acum, eu nu știu cum sunt lucrurile. Întreb și o Scriptura. Și am citat de pildă ultimul verset din capitolul 1 în Evrei, în care se spune că din flăcări de foc și din vânturi Dumnezeu face Duhul slujitoare pentru cei care sunt rânduiți să capete mântuirea. Și atunci noi nu știm cum funcționează lucrurile în cele spirituale. Dar am văzut că imperiile au un înger, țările au un înger, vă spun experiența mea. M-am întors din Statele Unite și din Europa de Vest în 16 octombrie 89. Zidul Berlin cădea, noi două dacii veneam încoace, toți ceilalți mergeau încolo. Am ajuns în vama de la Oradia și eram numai noi doi români, când ne-au luat pașapoartele, au zis că suntem nebuni, venim din zările albastre. S-au întors păsările din zările albastre. Și am venit acasă, a venit Revoluția din decembrie și avusem o experiență interesantă în Statele Unite. Toți oamenii zâmbeau, erau bucuroși și an la rând, americanii care veneau și misionarii ne spuneau, dar de ce voi nu zâmbiți? Eu am zis, well, zice, nu suntem, trebuie să fii mereu cu gura până la urechi. Și când am ajuns acolo și m-am lovit de fenomenul acesta, vă dau un exemplu, eram într-un hotel la un business prayer breakfast și stăteam la ascensor și se deschide ascensorul și apare un cărucior uriaș și o negresă care îl împingea și scoate capul din, că vedea mulțimea de acolo și zâmbește cu o gură până la urmă și se duce mai departe. Dar nu se întâmpla să nu te întâlnești cu cineva, deși fals, how are you, dar e un zâmbet care ți-l, în loc să te duci în magazinele românești, ce doriți, da? De astea s-au lovit stăinii și au zis, ups, ceva e altfel. 3 luni de zile, dragii mei, sau 3 săptămâni, nu mai țin minte, dar te întâlneai cu oamenii pe stradă și zâmbeau și luau în brațe.
Și după 3 săptămâni, un nor a căzut peste România și totul s-a întunecat. De ce? Duhurile necurate s-au repliat în toată povestea. Citiți cartea Daniel, citiți Matei, capitolul 18, versetul 10. Îngerii lor văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Nici unul din acești micuți, da? Și e vorba de care cred în mine, de credincioși. Cum e asta? Cine sunt eu ca și creștin? Eu sunt pământul și cerul unite la oaltă. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este al lui. A fi creștin înseamnă a fi locuit de Dumnezeu. Tatăl, Fiul, prin Duhul vin să locuiască în noi, spune Domnul Iisus ucenicilor în camera de sus. Și atunci biserica are un înger. De aceea Domnul Iisus în Apocalipsa vorbește cu îngerul bisericii. Duhul tălmăcește vorbirea lui Hristos pentru biserică. Și ăsta este un tipar după care funcționăm noi, pentru că biserica este așezată cu Hristos în locurile cerești. Și atunci, cum să vorbesc despre aceste lucruri? Așa cum învață Scriptura. Dar eu nu mă rog îngerilor, înger îngerașul meu, dar nu mă rog îngerilor și nu mă rog duhurilor rele și nu mă lupt cu duhurile necurate. Observați în mișcarea carismatică, în mod special, să scui pe afară demon și să... Nu cred că e treaba noastră asta. Treaba mea este să mă apropii de Hristos, să cred în El și sângele Lui mă ocrotește de toate lucrurile astea. Dar exorcizările din Noul Testament și toate lucrurile astea vorbesc despre realitatea lumii spirituale. Cum ții numele? Legiune, da? Dă nevoie să intrăm în porci aceea. O turmă întreagă de porci se neacă în mare, se duce mâncarea la un sat întreg sau la câteva sate, 2000 de porci. Dar Domnul Iisus vine și pune în cântar prețul la 2000 de porci și sufletul unui om. Și mai este o întrebare de la Pavel. În contextul morții Domnului Iisus, după ce se rupe perdeaua din templu, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră erau înviat, ei au ieșit din morminte, după învierea lui, au intrat în cetate. Și întreabă, nu poate fi asta o dovadă că cei morți nu mai sunt adormiți? Este un alt text cu care trebuie să faci ceva, da? Este un alt text. Dar foarte interesant că te gândești după învierea lui, a intrat în cetate și au vorbit cu mulți. Dar de învierea lui Hristos se leagă învierea noastră și există în Evanghelii evenimente paradigmatice, de pildă moartea lui Anania și Safira. Imaginați-vă dacă Dumnezeu ar fi operat în același fel de-a lungul istoriei, care dintre noi am fi aici? Dar El, după ce a dat un astfel de semnal și a tras mâna înapoi, același fenomen se întâmplă după, la moartea Domnului Iisus Hristos, când stâncile se despică, mormintele se deschid. Și este doar o degustare a ceea ce Hristos va veni să împlinească la sfârșit, când în ziua de apoi unii vor învia spre viață, alții spre judecată. Și atunci elementele astea, în felul acestea, le-aș explica. Sunt fenomene pe care Dumnezeu semnalează, așa cum au fost de pildă toate minunile pe care Hristos le-a făcut, le-au fost semne mesianice, ca să dovedească într-un fel identitatea, mesianitatea Lui. S-au terminat întrebările? Da, ultima întrebare. Din câte simt eu a venit vara și un pic de aer, aici nu mi-a fi stricat, dar poate data viitoare. Acum, aveți 3 personaje în fața voastră pe ecran. Saul, Adam și Solomon. Care să fie relația dintre cele 3 personaje? Da. Cu siguranță n-am epuizat fenomenul Samuel chemat din morți, dar ridică întrebările și ceea ce este evident în textul nostru este că tot ce se spune se împlinește a doua zi. Dar imaginați-vă că până și în momentul acela el cade la pământ ca mort. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi pocăit măcar în ultimul ceas? Că ăsta este realmente ultimul ceas. El mănâncă, se scoală și merge la destinul lui veșnic. Și piere a doua zi. Piere a doua zi el și fiii lui. Pare rău de Ionatan, da? Pe ceilalți 2 fii nu-i cunoaștem, nu știm cine erau, nu se vorbește despre el. Dar dacă mă întorc înapoi la Saul,
care, după ce a șezut pe scaunul de domnie al Domnului, s-a consultat cu maestatea sa satanică, pentru că a chema morții înseamnă a intra în domeniul celui rău. Cel puțin el călca în mod flagrant cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl ținuse până la ora respectivă în parte. Dar uitați-vă cum se termină cartea 1 Cronici. Solomon a șezut pe scaunul de domnie al Domnului ca împărat în locul tatălui său David. Pe ce scaun de domnie o fi șezut Saul? Pe scaunul de domnie al Domnului, dacă vorbim despre o monarhie teocratică, atunci era reprezentantul lui Dumnezeu și Samuel îi spune, dacă ai fi ascultat glasul Domnului, Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Dar acum, da, pe vecie domnia ta peste Israel. Și atunci, citind un astfel de text, încep să văd cât de serioasă era povestea și cu marele preot și cu împăratul. Pentru că erau reprezentanții lui Dumnezeu, marele preot și împăratul, care urmau apoi funcțiile lor se adune în Hristos, împăratul și marele preot. Dar a ședea pe scaunul de domnie al Domnului este o metaforă sau este o realitate? Asta este, îmi ridică textul, așa cum în discuțiile de mai înainte, și asta poate fi metaforă, așa e metaforă. Dragii mei, dacă citesc profețiile în chip metaforic sau simbolic, mia de ani nu există și atunci amilenismul este, dacă vreți, contextul, mai ales în lumea academică la ora aceasta. Postmilenismul a picat, premilenismul nu mai stă în picioare, amilenismul pentru că eu citesc profețiile în mod metaforic, simbolic și atunci lupul și mielul care mănâncă împreună, asta însemnă orice. Și când merg în felul acesta, interpretarea mea ajunge într-un anumit loc în înțelegerea Scripturilor. Dar dacă vă luați la carte, iau cartea 1 Cronici, primul cuvânt din 1 Cronici este Adam. Ultimele versete sunt cele care le-am citat. Solomon a șezut pe scaunul de domnie al Domnului. Și atunci cartea Cronici este o ascensiune de la Adam, primul om, spre scaunul de domnie al Domnului. Când mă gândesc cine este Adam, pe Adam a fost creat împărat, coregent, domn, stăpân, administrator al planetei. Toate le-au pus sub picioarele lui, da? Toate le-au pus sub picioarele lui. El era împăratul. Ce s-a întâmplat cu împărăția lui? Dar dacă un urmaș al lui Adam ajunge pe scaunul de domnie al Domnului, înseamnă că Dumnezeu n-a renunțat la planurile lui, în ciuda căderii. N-a renunțat la planurile lui, ci prin cartea Cronici el vine și trasează ascensiunea de la moarte la viață, de la nedomnire la a domni împreună cu Hristos pe scaunul lui de domnie. Adam a fost creat ca să fie coregent cu Dumnezeu. Nu trebuie să inventez eu lucrul acesta, mi-l spune Scriptura. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Când poporul cere un împărat, Samuel scrie într-o carte drepturile împăratului. Da, drepturile împăratului. Este prima carte, într-un fel, în care regalitatea este pusă într-o cutie, zici, dumneavoastră, sunt drepturile împăratului, vă fiicele voastre, fetele voastre, daruri, ra-ra-ra-ra-ra-ra. Dar acum, când Adam este făcut să stăpânească, eu îl văd împărat peste pământ, stăpân peste toate lucrurile, administrator al tuturor lucrurilor. Cum și-a vândut Adam domnia, scaunul de domnie? Cum a fost dat jos de pe el, da? Cum a fost, el nu știu dacă a abdicat, ci a fost realmente, sau aș putea spune că a abdicat, vânzându-și domnia într-un fel, prin neascultarea lui a sfidat autoritatea lui Dumnezeu. În primul rând,
autoritatea lui Dumnezeu, Creatorul i-a spus, poți să mănânci după plăcere, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. El a sfidat autoritatea lui Dumnezeu prin neascultarea lui. A plecat urechea la șoapta maestății sale satanice, exact ca și Saul la sfârșitul domniei lui în textul nostru. Întinzând mâna după fructul oprit, a socotit că se poate îndumnezei prin propria sa putere. Vei fi ca Dumnezeu, doar trebuie să întinzi mâna. Este la îndemâna ta, prin puterea ta, poți realiza ceea ce trebuie să aștepți ca Dumnezeu să-ți dea cândva și undeva, da? Și în felul acesta a luat, a mâncat și a dat și bărbatului ei. N-a așteptat ca lucrurile să se întâmple după planul și programul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu l-a creat pe Adam să stăpânească și, practic, Dumnezeu avea în vedere planurile și programul lui, erau pregătite pentru om, dar omul s-a grăbit și n-a respectat planul și programul lui Dumnezeu. A încercat să fure slava lui Dumnezeu și a plătit cu alungarea din fața lui Dumnezeu. Cum și-a vândut Adam domnia? A sfidat autoritatea, puterea, programul și slava lui Dumnezeu și a plătit cu alungarea din prezența lui. Și acum, dacă mă întorc la Cartea Cronici, cum ajunge un urmaș al lui Adam să șade pe scaunul de domnia lui Dumnezeu, respectând autoritatea, puterea, programul, slava și pe cheltuiala lui Dumnezeu? Ori pe cheltuiala lui Dumnezeu, cheltuiala a fost plătită pe cruce. Acolo s-a plătit în locul nostru al tuturor. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum ne va da împreună cu El toate lucrurile? Dar Dumnezeu nu a renunțat la planurile Lui. Le-a spus-o deja în Eden, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta, sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Dar acum, ce anume îl face pe autor să vorbească despre scaunul de domnie al Domnului? Aproape în toate popoarele de la jur, împărații, domnitori erau fiii lui Rez, Ra, a lui Amon, a lui Dagon, a lui, erau fii de Dumnezeu. În felul ăsta, uitați-vă la împărații romani, același lucru. Dorința de îndumnezeire, Augustus, templele care se deau pentru ei. Dar ce îl face pe autor să urce istoria spre scaunul de domnie al Domnului? Promisiunea pe care Dumnezeu o face lui David în 2 Samuel sau 1 Cronici, capitolul 17. Ei, legământul davidic devine lentila hermeneutică prin care naratorul sau cronicarul, în cazul al nostru, analizează istoria. În canonul evreiesc, Cartea Cronici, ruptă în două de traducătorii Septuagintei, 1 și 2 Cronici, 1, 2 și Samuel, 1, 2 și Împărați. Sunt trei cărți, da? Cronici, Împărați și Samuel, Împărați și Cronici. Cronici este ultima carte din Biblie. Cu alte cuvinte, și Ezra și Nemia sunt scrise deja, repatrierea s-a întâmplat și naratorul privește istoria, dar nu redă istoria, ci pe el îl interesează o analiză a istoriei din această perspectivă, din perspectiva recâștigării scaunului de domnie, a șederii noastre împreună cu Dumnezeu pe scaunul lui de domnie. Uitați-vă la promisiunea pe care Dumnezeu o face în legământul davidic, în capitolul 17, versetele 10 la 14 din Cronici. Și îți vestesc că Domnul îți va zidi o casă. Ce se întâmplă înainte? Hiram a trimis lemn de cedru, i-a făcut lui David o casă, David locuia într-o casă de piatră și de lemn de cedru și chivotul Domnului locuia într-un cort. În sfârșit l-a dus, după moartea lui Urie, a dus chivotul acasă. Și el zice, nu, în ordine, eu locuiesc într-o casă și Domnul într-un cort. Și vine Nathan și spune, vreau să-i fac Domnului o casă. Zice, faceți, te îndeamnă inima. Și Nathan pleacă și Dumnezeu îl trimite înapoi. Zice, spune, nu, tu vei zide o casă, ți-s mâinile pline de sânge. Și zice Domnul, eu îți voi zide o casă. Dar observați, David se gândea la o clădire, Dumnezeu se gândește la o dinastie. Citim încă o dată textul. Și îți vestesc că Domnul îți va zidi o casă. Când ți se vor împlini zilele și când te vei duce la părinții tăi, voi ridica sămânța ta după tine, și anume pe unul din fiii tăi, și îi voi întări domnia.
El îmi va zidi o casă și îi voi întări pe vecie scaunului de domnie. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu și nu voi îndepărta bunătatea mea de la el, cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta. Adică de la Saul. Îl voi așeza pentru totdeauna în casa mea și în împărăția mea, scaunul lui de domnie va fi întărit pe vecie. Interesant, când compari legământul davidic din Samuel cu cel din Cronici, cronicarul adaugă, îi voi întări pe vecie domnia în casa mea și în împărăția mea. Da? Și el aduce casa Domnului și scaunul de domnie al împăratului le aduce la oaltă, preoția și împărăția le aduce la oaltă și te întrebi, ce-i dă dreptul cronicarului? Păi Scriptura-i dă dreptul, pentru că cronicarul avea o mulțime de alte profeții înaintea lui, avea și Ieremia și Zaharia, avea toate acestea scrise, le avea înaintea lui. Și deja în cărțile acestea, Dumnezeu începe să adune la oaltă cele două linii, împărăția și preoția. Ce face Dumnezeu? Promite un scaun de domnie veșnic și... un împărat preot dintre pământeni. Un împărat preot dintre pământeni, pentru că... promisiunea făcută lui David îl viza pe unul dintre fiii lui, da. Solomon așezut pe scaunul de domnie al Domnului. Solomon era un fiu al lui, ieșit din trupul lui David, pe unul din fiii tăi. Solomon ar fi putut jindui într-un fel sau beneficia de promisiunea aceasta extraordinară pe care Dumnezeu a făcut-o lui David. Dar, practic, Solomon aruncă toată istoria în via căderii. Toată istoria. În ce condiții va ședea și va rămâne omul pe scaunul de domnie Asta Domnului? Asta este tema cărții 1 Cronici. Acum, o narațiune pleacă din punctul A și merge spre punctul B. Luați, trageți aul încoace și încolo, am uitat, eu am întins, dar pleacă din A și ajunge în punctul B. Și întrebarea este, cum se ajunge din A în B? Păi mijlocul narațiunii ar trebui să-mi ofere răspunsul la povestea asta. Dacă iau 5 aspecte, are 5 segmente mari, cartea 1 Cronici, are 5 segmente mari, 1, 2, 3, 4, 5, și atunci am autoritate, putere, program, slavă și cheltuială. Și răspunsul este legat de aceste 5 concepte. Cum va ședea și cum va păstra omul scaunul de domnie al Domnului? În baza autorității cui? În baza puterii cui? În baza programului cui? Spre slava cui? Și pe cheltuiala cui? Cui? Dragii mei, cronicarul privește istoria pe care Dumnezeu acum o răscumpără din căderea din Eden, o răscumpără și reinstaurează pe om ca împărat, pe scaunul de domnie pe care l-a pregătit. Efectele legământului davidic nu se opresc în spațiul Vechiului Testament. Uitați-vă cronicile. Cartea cu cel mai larg ambitus pleacă de la Adam și se termină cu robia babiloniană și nu se oprește acolo, ci mai are încă împrumută din Ezra 4 versete, primele cu edictul lui Cir, ca să semnaleze faptul că istoria nu se oprește în groapa asta, ci istoria va continua. Dar dacă e să continui istoria pe linia legământului davidic și să răscumpăr tragedia pe care Solomon a adus-o peste istorie prin miile lui de neveste și prin, sau mia lui de neveste și prin toată idolatria cu care a umplut Ierusalimul, observați, fiul lui David, adevăratul fiu al lui David, prințul păcii, Dumnezeu tare, părintele veșniciilor, copilul din Isaia, duce istoria mai departe prin viața lui unde? În Apocalipsa 3:21, celui ce va birui, voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cu alte cuvinte, cronicarul pregătește terenul, într-un fel, pentru venirea lui Hristos, pentru lucrarea lui Hristos. Și dacă citiți Noul Testament, eu nu mai am timp acum să trec mai departe prin ele, vom reveni la lucrurile astea. Cel care primește în toată plinătatea harul și darul neprihănirii va domni în viață prin Iisus Hristos. Va domni în viața aceasta și va domni în viața veșnică. Pentru că textul din Apocalipsa, care le aveți acolo în vârful diagramei, spune cel ce va birui,
va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie. Va cita doar textul din Evrei, ce nu în orângere a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Dacă textul ăsta are sens și dacă nu îngerii vor domni, noi vom judeca pe îngeri, spune Pavel, înseamnă că pe om Dumnezeu l-a gândit să fie împărat, domn, să domnească, să stăpânească lumea viitoare despre care vorbim. Dar cineva undeva a întrebat ce este omul să aduce aminte de el și fiul omului să-l bage în seamă. L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. Dar atunci întrebarea este, care-i rostul acestei puține vreme cât suntem aici, în bucla fărășirea deșertăciunii? Și aici, ai dragii mei, tragedia imensă a vieții noastre. Tragedia imensă. Pentru că dracul ne-a furat perspectiva. Știți cu ce? O pâine albă, cu aruncă-te de pe staștina templului. Îți dau toate împărățiile pământului, vei domni peste ele. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul, întreabă Domnul Iisus. Și atunci, practic, tot ce falimentul lui Saul, am crede că îl răscumpără David, dar David este un curvar și un ucigaș. Și se face praf familia toată, dragii mei. Harul lui David este pocăința, nu neprihănirea, ci pocăința este harul lui David. Lucru pe care Saul îl refuză până și în ultimul moment al vieții lui. Când îi vorbește Dumnezeu prin știu eu cine, acest Samuel care îi apare și îi spune, mâine vei fi aici, de-a spune mâine, mai este timp de pocăință, pentru că e suficient să strigi ca tâlharul de pe cruce, ai milă de mine, sau când vei veni într-o împărăția ta și atât ajunge pentru pocăință, ori Saul nu mai face. Și atunci Hristos a trebuit să răscumpere toată această linie a împărăției și de aceea e legământul davidic absolut esențial, pentru că devine lentila hermeneutică prin care cronicarul privește și analizează istoria lui Israel și creează perspectivele pentru istoria noastră. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Amin. Dacă mai arde vreo întrebare, mai rămân un pic, dacă... Ce bine. Încotro ne îndreptăm? E o întrebare. Uite-te încotro. Dar tragedia este că largă-i calea care duce la pierzare. Și mulți sunt cei care merg pe ea. Și îngustă-i poarta și strâmtă-i calea care duce la mântuire. Și observați, dacă noi am realizat între ce și ce alegem, dacă am realizat lucrurile astea, dragii mei, mă întreb, ce se întâmplă cu tinerii noștri care ajung în al doilea an la facultate și asta este statistica în Statele Unite și se pierd, devin atei, lasă pe Dumnezeu, trântesc de pământ. Ce dau pe ce? Ce n-au înțeles? Că asta e problema. Dacă nu înțelegi ce pierzi, nici nu te interesează, pentru că ești un copil care dai o bancnotă de 500 de lei de 5.000 de lei o dai pe o ciocolată, pentru că nu înțelegi valoarea lucrurilor. Și de aceea Scriptura spune că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Necunoașterea lui Hristos, nefrământarea cu Scriptura te ține în copilăria aceea spirituală în care ești înșelat la fiecare pas. Cu ce? Cu sclipiciul lumii acesteia, cu deșertăciune, cu plăcerile de o clipă ale păcatului. Haideți să ne ridicăm, să încheiem. Doamne Iisuse, ție ți se cuvine toată slava, cinstea, puterea, pentru că Tu ești mielul lui Dumnezeu care ai plătit în locul păcatului meu, în locul păcatelor întregi omeniri. Și mulțumim din toată inima că dacă va fi vreodată să ședem cu Tine pe scaunul de domnie al Tatălui, nu vom fi îmbrăcați cu neprihănirea noastră, ci cu haina alba neprihănirii Tale. Pentru că numai cei ce sunt în Hristos vor fi plăcuți Tatălui, compatibil cu cerul, pregătiți pentru a domni împreună cu El. Doamne, mă rog, în mod special pentru copiii nepoții noștri,
mă rog pentru tinerii din jurul nostru, din biserică, cei care ne urmăresc pe internet. Doamne, în bunătatea Ta, adune-ne aminte de viața lui Saul, lumea aceea a maiestății sale satanice, ireală, și așa de ușor cădem în mreaja lui. Și de aceea Te rugăm în bunătatea Ta, învață-ne, Doamne, pentru ce ne-ai trimis în bucla asta fără șira deșertăciunii. Și ajută-ne să nu uităm că viața se termină nu la mormânt, ci la judecată. Și acolo se alege destinul fiecăruia. Amin.